spuneți. Ne spuneți când putem începe. Bună ziua tuturor, stimați cetățeni, dragi părinți. Iată că de aproape 5 luni de zile în Republica Moldova grădinițele nu lucrează, iar guvernul, din păcate, nu are soluții pentru această problemă. Și mai nou, după cum ați văzut, și majoritatea parlamentară, total irresponsabilă, s-a grăbit să plece în vacanță, iar copiii au fost lăsați, de fapt, de izbeliște. Dar redeschiderea grădinițelor nu poate fi amânată din două în două săptămâni, așa cum au făcut-o ei până acum, iar întrebarea de bază nu este, de fapt, dacă se vor redeschide sau nu grădinițele. Deci este o premiză total falsă. Întrebarea, de fapt, este când și cum, în ce condiții poate fi făcut acest lucru, astfel ca să putem garanta siguranța maximă atât pentru copii cât și pentru adulți. Iar pentru ca acest lucru să se întâmple, este în primul rând nevoie de voință. De voință și de responsabilitate din partea autorităților pentru a întocmi, în primul rând, un plan concret de acțiuni. Ori au trecut deja aproape 5 luni de zile și noi nu am văzut nici un plan elaborat în acest sens. Pentru că, dragi cetățeni, pandemia poate dura și 2 ani, după cum spun experții. Întrebarea firească care apare: ce vor face copiii în tot acest timp? Vor sta acasă? Deci noi trebuie să ne învățăm, să trăim cu această pandemie, iar copiii au dreptul la educație, un drept constituțional care nu poate fi nici de cum încălcat și trebuie garantat pentru absolut toți copiii în egală măsură și nu în mod discriminatoriu sau selectiv. Noi în toată această perioadă cu Veronica am discutat cu foarte mulți părinți din țară pe perioada stării de urgență. Și ei chiar nu așteaptă scuze, domnule prim-ministru. Ei așteaptă soluții, ei așteaptă acțiuni, ei așteaptă implicare din partea dumneavoastră. Și ei chiar, într-adevăr, își doresc ca cineva să-i sprijine. Cineva să lupte pentru ei, să lupte pentru copiilor, pentru că, la moment, ei sunt într-o situație absolut complicată. Iar mesajul este unul pentru guvernanții responsabili de acest domeniu. Chiar nu mai puteți să vă ascundeți după deget și să dați mesaje absolut confuze părinților. Fie că este la discreția autorităților publice locale și directorilor de instituții să decidă ce și cum și când, fie că nu sunt bani și să se descurce fiecare cum știe. Deci este absolut inadmisibil de ce în alte state aceste soluții au putut fi găsite și chiar aplicate, iar la noi, în Moldova, acest lucru nu este posibil. Noi am analizat experiența din alte țări și este evident că, în primul rând, noi avem nevoie de elaborarea unui plan de acțiuni. Ori au trecut deja atâtea luni și noi nu am văzut acest plan, noi nu am văzut un ghid clar elaborat de către guvern, ori acest ghid este obligatoriu pentru redeschiderea grădinițelor în condiții de siguranță și de prevenire a infecției de COVID-19. Iar acest ghid trebuie să cuprindă anumite aspecte
și anume, recomandări clare cu privire la pregătirea unităților de educație timpurie pentru primirea copiilor. Este vorba de niște reguli clare cu privire atât la dezinfectarea și curățarea spațiilor, cât și la regulile cu privire la primirea și plecarea copiilor, cu privire la desfășurarea activităților de către cadrele didactice cu copiii preșcolari. Și neapărat este nevoie de prevederi clare de atribuții și responsabilități, atât pentru angajații instituțiilor preșcolare, cât și pentru managerii acestora. Nu în ultimul rând, trebuie să înțelegem că este nevoie de instrucțiuni pe pași, atât pentru părinți, cât și pentru cadrele didactice. Va fi nevoie de un suport metodologic elaborat, permanent pentru angajații instituțiilor la nivelul de direcții de educație din raioane, să zicem un fel de celulă de criză cu un număr de telefon la care pot apela managerii de instituție pentru un sfat, pentru un ajutor în condițiile în care apare un caz sau o situație cu care este complicat de isprăvit sau pe care nu o poate gestiona. Totodată, este imperios de necesar de stabilit în ce caz și cum se vor redeschide grădinițele în funcție de incidența infectărilor în localitate și, desigur, cu o prezentare de date actualizate. Noi trebuie să înțelegem că grădinițele trebuie să înceapă a fi redeschise, în primul rând, în localitățile unde nu sunt cazuri noi de infectare cu virusul COVID sau în localitățile unde incidența este mică sau foarte mică. Pentru ca, într-un final, absolut toți copiii din țară să beneficieze de accesul la educație. Este firesc ca acest proces să înceapă treptat, să înceapă progresiv, pentru că va fi cu mult mai complicat. Înțeleg că ieri domnul prim-ministru a anunțat la o emisiune că grădinițele deja vor fi redeschise, se planifică cel puțin, la data de 1 septembrie. Întrebarea este: toate grădinițele din țară, peste 1500, vor fi redeschise în același timp? Deci riscul de infectare și de a crea focare în aceste instituții va fi cu mult mai mare decât dacă noi vom începe gradual, progresiv, să facem acest lucru. De asemenea, noi vrem să atenționăm guvernarea că da, este nevoie de alocat resurse financiare pentru redeschiderea grădinițelor, ori aceasta trebuie să fie prioritatea zero pentru noi toți, pentru că va fi nevoie de testat periodic cadrele didactice și personalul acestor instituții. Și, desigur, este extrem de important de venit cu anumite sporuri salariale, de majorat salariile angajaților, pentru că ei vor avea de făcut sarcini adăugătoare decât până la această perioadă pandemică și, desigur, că vor fi antrenați cumva în prima linie și expuși riscului de infectare cu COVID-19. Dragi cetățeni, stimați guvernanți, să știți că grădinițele pot și trebuie să fie redeschise pentru binele copiilor, iar părinții pot și trebuie să revină la muncă tot pentru binele copiilor. Iată de ce fracțiunea parlamentară PAS cere în regim de urgență guvernului până la data de 31 iulie să asigure trei lucruri. 1. Este vorba despre un plan concret de acțiuni pentru
asigurarea redeschiderii și funcționării grădinițelor începând cu data de 10 august al anului curent. 2. Un ghid detaliat cu instrucțiuni pentru asigurarea redeschiderii. Și 3. Un proiect de alocare de fonduri suficiente pentru ca acest lucru să poată fi făcut. De unde este posibil de alocat aceste resurse financiare, ne va spune colega Veronica. Vă salut și eu. Sunt Veronica Roșca, sunt membru a Comisiei Parlamentare Administrație Publică. Noi suntem foarte conștienți că pe toată perioada pandemiei primarii au fost abandonați. Abandonați de guvern, abandonați de întreaga structură a statului și lăsați să lupte singuri cu pandemia. Cum s-au descurcat? Doar ei știu toate aceste greutăți. În Republica Moldova avem 898 primari și peste 1500 grădinițe. Ce se întâmplă în situația când primarii sunt cei care rămân față în față cu toate greutățile? Vă zic eu, nu dau garda jos, luptă, însă totalmente sunt descurajați atunci când văd că statul întreprinde zero acțiuni pentru a-i ajuta, pentru a-i stimula și pentru a le veni în ajutor. A fost prezentat mai devreme o strategie, un plan care necesită a fi discutat, detaliat, de toate componentele societății, atât de guvern, parlament, societate civilă, cât și de primari și structurile administrației publice locale de nivelul 1 și respectiv 2. În toată lumea, COVID-19 deja nu mai este o noutate. Oamenii se înarmează cunoștințe, se înarmează cu experiențe și acționează. De ce suntem totalmente de acord și susținem inițiativa celor din societatea civilă care au pus pe masa guvernului un plan de acțiuni cu lucruri concrete ce ține de desfășurarea activităților instituțiilor de educație timpurie pe toată perioada de epidemie, pandemie ce ține de infecția COVID-19. Totodată, țin să menționez că nu trebuie să inventăm bicicleta. Toate statele lumii deja au luat anumite măsuri pentru a limita riscurile de infectare în instituțiile de educație timpurie. Și vă voi prezenta aici recomandările elaborate de Guvernul României. Am alături și recomandările elaborate de Guvernul Franței și, apropo, în toate recomandările au fost incluși, în special, medici, reumatologi, imunologi, pediatri, epidemiologi, experți în virusologie și infectologie, dar nu găsim nicăieri să le zicem așa, președinți, o lecuță medici. Deci le solicităm în toate echipele, în toate grupurile de acțiune să fie incluși în special acele persoane care se pricep cum trebuie să facem față unei epidemii. Nu mă voi opri aici, vă voi prezenta și recomandările expuse de către Guvernul Germaniei, spre exemplu. Toate aceste recomandări nu fac altceva decât să ne spună: dragă Guvernă Republicii Moldova, luați-le, utilizați-le și veniți în soluționarea problemelor cetățenilor Republicii Moldova. Cetățenii Republicii Moldova nu sunt vinoveți că sunt prizonieri ai unui guvern totalmente indiferent. Și indiferența este cel mai mare virus. Nu COVID-19 distruge statul, dar un guvern totalmente irresponsabil și un guvern totalmente indiferent față de cetățenii săi. De ce? Deoarece acei peste 150.000 copii de vârstă preșcolară sunt într-o situație precară, în situația când frații mai mari de la 1 septembrie va trebui să meargă la școală, fiindcă este un proces firesc învățarea. Ei ce vor face? Vor rămâne în continuare abandonați? Da, și atunci guvernul a venit și a spus: noi ne gândim, atât timp cât de la 11 martie noi ne gândim cum să, am ajuns în situația când Republica Moldova este totalmente izolată în context internațional. Deci ar fi timpul să încetăm a ne mai gândi și totalmente obligatoriu este să acționăm acum și aici, fiindcă evidențiam mai devreme, nu este problema când, da?
când vor fi deschise grădinițele și cum vor fi deschise grădinițele, atunci când guvernul este responsabil și guvernul ascultă toate doleanțele cetățenilor săi. Mai devreme evidențiam că primarii sunt cei care vor face față la toate problemele și atunci ar trebui într-adevăr să le venim în ajutor. Noi, în discuțiile cu primarii, în discuțiile cu părinții, am încercat să colectăm acele doleanțe și vin astăzi să vă spun că vom face un demers către Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova, către Părinți Solidari din Republica Moldova, către societatea civilă în corpore, către părinți care sunt responsabili, să vină alături de noi și în situația când guvernul va mai tergiversa să acționeze de a ajuta acele familii care sunt în impas, familii tinere, apropo, dar posibil care nu sunt votanții lor, sunt votanții conștienți care înțeleg că atâta timp cât guvernul nu acționează, sunt șanse ca ei totalmente să fie dezamăgit de statul care se numește Republica Moldova. Și primarii de care vă vorbeau ne spuneau în felul următor: în situația când noi avem în gestiune o localitate de 1500, 2000 de locuitori, iar anual înregistrăm nașteri 5, 6, până la 10 nașteri, în care timp și cum va arăta Republica Moldova peste 10 ani? Nu este nevoie să ne imaginăm care este dezgustul cetățenilor față de o astfel de guvernare. Este totalmente justificată această atitudine atunci când statul își abandonează proprii cetățeni. Dragă guvern, cunoaștem atmosfera din intern, cunoaștem atmosfera cum se lucrează în cadrul guvernului atunci când doar de fațadă vă declarați tehnocrați, dar pe intern sunteți totalmente putrezi la ceea ce se numește bună intenție. Este timpul ca cetățenii de vârstă reproductivă să fie prioritatea numărul 0. Eu vă mulțumesc și dacă aveți întrebări. Și adăuga aici și aș face o adresare către majoritatea parlamentară, care a decis să plece și să lase absolut descoperite aceste instituții preșcolare și noi trebuie să înțelegem că au fost alocate miliarde pentru drumurile regionale, iar pentru măsurile de redeschidere, pentru că da, noi trebuie să fim conștienți că vor fi nevoie de resurse financiare, vom avea nevoie de bani pentru testarea angajaților, va fi nevoie de bani pentru echipamente, apă și sanitație, pentru salarii majorate, respectiv noi, cei din platforma, de pe platformă parlamentară. Eu chem toți deputații responsabili care înțeleg că mai scump și mai important pentru noi decât copiii nu poate fi nimic, să convocăm o ședință parlamentară extraordinară unde să rectificăm bugetul. Pentru că vă dați seama, deci nu a fost prevăzut nimic în acest buget pentru prevederile de a, măsurile de a redeschide grădinițele. Deci zero prevederi financiare. Așa că, colegi deputați, stimați guvernanți, vă rugăm să fiți cât mai responsabili și să înțelegeți că problema de la sine nu poate fi rezolvată. Noi trebuie să acționăm și să rezolvăm, să găsim soluții pentru această problemă, pentru copiii noștri, care sunt peste 150 de copii în țară, care pur și simplu sunt lăsați de izbeliște. Mulțumim! O zi bună!